It was, of course, a very big day in the history of Fulton, Missouri, when President Truman and Winston Churchill paid their visit. NATO împlinește 70 de ani, însă lucrurile puteau să se aranjeze altfel. Speranțele Națiunilor Unite de a-și asuma un rol mai important în menținerea păcii pe glob au fost risipite de Uniunea Sovietică, chiar înainte de formarea NATO. The strong lights were making things difficult for him, and at this point it was necessary to dim them. Which rather spoils the picture, I'm afraid. În 1946, Winston Churchill a susținut discursul său istoric la Fulton. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. În cadrul aceluiași discurs, Churchill a cerut crearea unei forțe militare unite. Evident, va trebui să depunem eforturi conjugate pentru instaurarea unei păci stabile în Europa, în cadrul structurii NATO și în conformitate cu statutul acesteia. На аэродром прибыли товарищ Сталин. Altfel vedea lucrurile dictatorul sovietic Iosif Stalin, care a lucrat neobosit la instalarea unor regimuri satelit în Europa Centrală și de Est. În 1947, președintele Harry Truman a declarat în fața Congresului Statelor Unite că intenționează să aloce fonduri pentru a opri expansiunea comunistă. One of the primary objectives of the foreign policy of the United States is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life free from coercion. În iunie 1948, Moscova a dispus blocada Berlinului de Vest, declanșând din partea celorlalte state un efort colectiv de susținere, cunoscut sub numele de Podul Aerian al Berlinului. Lucrurile au luat o astfel de turnură la doar câteva luni după ce comuniștii au preluat puterea în Cehoslovacia. Era tot mai evident că Statele Unite vor avea nevoie de ceva mai mult decât bani pentru a contracara ofensiva sovietică. Moscova a condamnat Tratatul Atlanticului de Nord chiar înainte ca acesta să fie semnat, în aprilie 1949, numindu-l instrument al imperialismului anglosaxon, care ar contraveni Cartei Fundamentale a ONU. În cadrul ceremoniei organizate la Washington cu ocazia semnării tratatului, Truman a anunțat că planul inițial prevedea crearea unei forțe comune a ONU de menținere a păcii. Uniunea Sovietică s-a opus însă acestui plan. Have hoped to establish an international force for the use of the United Nations in preserving peace throughout the world. Our efforts to establish this force, however, have been blocked by one of the major powers. Statele Unite nu se așteptau la faptul că NATO va rămâne o alianță pe termen lung, sperând că situația se va stabiliza în Europa. Inițial era vorba de un tratat pe un termen de numai 10 ani, dar s-a convenit totuși asupra unei alianțe de două decenii, care însă rămâne în vigoare și astăzi, 70 de ani mai târziu.